Un astrolog ucrainean a prezis, în urmă cu doi ani, data când va muri Vladimir Putin. Ce declarații a făcut despre războiul dintre Rusia și Ucraina? În urmă cu doi ani, mai exact în 2020, un astrolog ucrainean a vorbit despre ceea ce avea să urmeze și anume despre războiul dintre Rusia și Ucraina, însă ceea ce a atras atenția tuturor sunt previziunile legate de destinul lui Vladimir Putin care este conform spuselor lui Vlad Ros, data când va mur președintele rus. Este a 15-a zi de când Rusia a atacat pentru prima dată Ucraina, însă războiul este în plină desfășurare, astfel că pe lângă atacurile rușilor și a bombardamentelor, ies la suprafață detalii neștiute până acum. În anul 2020, astrologul ucrainean Vlad Ross a vorbit într-un interviu despre previziunile sale referitoare la Ucraina, însă și despre președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Acesta este cunoscut de foarte multă lume, asta deoarece de cele mai multe ori spusele sale s-au dovedit a fi reale. În interviul acordat cu doi ani în urmă, Vlad Ros a preconizat că în următorii ani, Ucraina va trece printr-o perioadă foarte dificilă, în același timp aducându-le în discuție și pe președintele Volodymyr Zelensky, căruia i-a spus că o să aibă parte de un viitor tumultuos. Ce a preconizat despre Vladimir Putin? La fel ca și în cazul Ucrainei, astrologul ucrainean Vlad Ros nu vine cu vești bune mici pentru Vladimir Putin. Acesta i-a prezis președintelui rus un viitor destul de sumbru, mai exact că ultima aniversare pe care o să o aibă de ziua lui o să fie în anul 2021. Totodată a explicat că în anul 2022, Vladimir Putin o să se stindă din viață chiar în puncărul său, în timpul războiului dintre Rusia și Ucraina. Își va sărbători ultima aniversare pe 7 octombrie 2021. Cel mai probabil acesta va fi și ultimul an în care o va face. După ce putin va dispărea, vom face imediat pace cu Rusia, vom încheia un acord foarte favorabil, inclusiv economic, între Ucraina și Rusia, a declarat Vlad Ros în anul 2020 în actul unui interviu.